Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată suntem pe contul lui Soundwave. Mersi fain pentru cont Soundwave. Avem aici și un Giant, un Legendary, un Magical Crown Chest plus 9 din 9 la Triple Elixir Challenge, o grămadă de bani din chestia asta și 265 de cărți. Bun, ce și-ar dori din chesturile astea? Orice în afară de spârcozinii și câinii din iad, adică Lava Hound. Orice ar fi bine, practic. Să vedem rapid ce deck-uri are. Ok, deși bețiva nu ratat ar fi bun. Dar totuși are spârcozini. Da, bețiva nu ratat văd că îl folosește la greu. Ok. Bun. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să apăsați și butonul de like. La 666 de like-uri suntem super mega forță. Hai să zicem ce reușim să facem pe aici așa. După care o să dau probabil un meci sau două în arenă. În arenă în 2v2. Când mă bag la oameni să joc în arenă. Luăm crown chest-ul. Filmez, bun. Gemones, goblin. Fire spirits și mini P.E.K.K.A. Practic nimic interesant. Deși parcă are mini P.E.K.K.A. într-un deck. Dar în fine. Hai să luăm giant-ul ăsta. După giant a scos și dă și eu am acum giant la quest. Și mă gândesc că dă gold. Deși ar vrea să dea altceva. Unul din chesturile noi aș vrea să-l primez la quest. Inferno Tower, ok, îl duce la un level mai bun. Goblinașii. Destul de ok, 212 goblinaș, not bad. Clar, la level 1 nu-l folosești pe Nenia Suleiman. Da, gold, mă așteptam. Pe avem aici și reward-uri. Deci o să vedem ce pică și după asta, nice. Elixir Collector, băi, ok, că l-are în deck. Rocket, are totuși un level destul de ok. Bun, ia să vedem ce de după asta, cum ar fi să-i dea Legendary Kings, nu știu ce. Goblin Genji din nou, Chorogirless, Knight-ul, ok, not bad, și o trupă de porci, super. Dar de fapt și super magica lui bun, numai nu-i exact ceva, nu știu cum, Legendary King, Pateu Cărnat. Gemones, Mortalul. Și 3 vagabonte, să zicem că e ok. 390 de bănicei. Nu cred că o să mai puteți să joace la challenge-ul ăsta cu Royal, nu știu cum. Ia să vedem cum zice. Royal Ghost Mirror Challenge Quest. Deși mai e până mâine, practic. Eu filmez episodul ăsta sâmbătă, seara. Ia să-mi dai de aici niște porchini ca lumea. Canonul vieții. Valkyrie. Skeleton Eraton. Și baga bani cât cuprindea, am înțeles. Bun. Mai e ceva? Și am arătat cumva. Am uitat de asta. La 5000 gold, hai că lăsăm după Magical, că de obicei Magicalul le zis de varză. Rezervativul cu morți, Skeleton Raton, Bats, Lilie Cozauri, Chorogirless. E clar, o împărțit la maxim, deci trebuie să dea și epice și rare. Bă, dar măcar îți dau 100 de porci. Not bad. Și Goblin Bear-ului meh. Dacă n-ai lock bait, nu știu la ce mai poți folosi pe ăsta. Bun. Cum ar fi să dea o legendară de aici? Șanse îs, adică 9 din 9 e ceva. Bani grămadă. Rezervativ cu morți. Duce și Elixir Collector-ul la level 6, not bad. Knight-ul. Înghețată pe botă. Iar Skeleton Raton. Battle Ram și X-Bone, meh, cam, să zicem. Bun, o să joace și la asta, not bad. Și acum, ce legendară credeți că o să pice? Țineți minte, orice în afară de Lava Hound și Spârcozinii e ok. Nu știu ce am impresia că o să dea ceva, Spârcozinii sau Lava Hound. Mega Knight, ceva? Al dracu, predic din nou. Tot am zis că ar trebui să bag la loto. Și cred că o să bagă, adică nu m-ar deranja pe 4-5 grame de euro. Bun, ia să încet deck luăm. Nu prea știu să joc la deck-uri cu pompă, dar mergem cu spârcozini, frate. Mai un pic am scump. Are altul cu spârcozini. Mai, nu. Hai că mergem așa să zicem. Dacă la 2v2 oricum nu contează dacă pierd meciul. Cred. Dăm cu blocanul.
E bine care și ăsta un tank și poți să folosesc Sparky și în spate la Rahatonul ăsta. Rahatonul. Aoleu. Bine. În mod normal aș fi vrut să folosesc. Bă, dați doi porci. Tornada ca să... Da, dai pace, nu mai vreau asta acum. Deci aș fi vrut să folosesc tornada să activez King Tower, dar da. Nu prea merge treaba cum am vreo. Nu merită acolo să dea ăla. Aoleu. Aoleu, și acum să văd eu cum facem defend. Caratonul ăsta a folosit 4 elixir în loc să facă defend. El a folosit 4 elixir ca să dea fireball pe tower. N-am văzut logica, dar în fine. De ce ai folosit 4 elixir numai pentru o chestie de genul? Dar ăsta e 100% pierdut match-ul. Am picat în echipă cu un ratat. Nu m-ar mira să dea quit, sincer. Da, n-are rost. Nici n-am să mai bag cap. E pur și simplu prea prost ăsta, pam ăsta. Serios, întoarce Pega. Și Pega e forță așa pe creier. Deși Pega e counter pentru Mega Knight. Nu prea pare să fie făcut mare jumecherie. Hai mă frate, poftim. Abia atingem taură. Nu am cu ce să-l ajut. Knight-ul mega cărnațul ăsta o să moră lejer. Giant-ul. Pentru că nu are cine să-i facă suport ca lumea. O apucat să dea un pom. E cred că e cel mai prost om pe care l-am întâlnit până acum la 2v2. Nu știu dacă am întâlnit unul mai prost ca asta. Sincer. Asta cred că e șeful proștilor. E cel mai prost dintre proști. Și acum asta și se uită. Da. Și uite, așa îmi strică, bine, nu neapărat tot episodul, dar îmi strică toată starea de spirit. Adică, pe bune, frate. De ce n-am picat eu în echipă cu de aici? Și să pice ei cu prosta la, adică, ui mei, nu știu, fie. Acum ar fi trebuit să-i dau rematch și să-i dau troll maxim. 7 minute, că mai avem timp de un match. Să-l dau, are pe clan? Hai mă că dau pe clan. Poate intră cineva din clan, deși aș mira. Oh, ok, nice. Infinity Games. Tot de cu spări cozini din cât te văd. Noi pont așa. Hai că dăm un fireball acolo, dar noi pont să-l trimit așa, niciodată. Deși totuși au pus niște damage, ceea ce e ok. Acolo, practic, dacă pui Skarmi când e atâta AOE damage-i... Îi? Ok, am înțeles. Da. Ok. Măcar să se termine rapid. Gen, da. E bun. Ce product are să-l trimis pe miner când nu are ce damage să dea că e miner, adică dă cu lopata, dă vreo 2 săptămâni într-un tower până face ceva. Ok. E bine. Totul este ok. Meciurile au decurs perfect. A ieșit un episod absolut perfect. Nu, nici că se putea mai bine atâta. Oare reușim acum? Reușim, bă, dracu. Ne-a activat și King Taurul. În fine.
Da, nici n-am ce să mai joc în momentul ăsta, numai, da. E practic un episod și n-ar fi corect să stau AFK, deși sincer ajung și instant. Nu mai zic nimic. Nu mai știu să zic. Scarmiul ăla e bun pus acolo, adică AOE damage, AOE damage, AOE damage. Păi, da. Păi ce trebuie Scarmi pus acolo? Din pură curiozitate vreau să mă uit ce arenă-i domnul Infinity Games. Adică, nu. Din curiozitate mă. Bă, nici nu chiar așa jos. Doar că 3005 recordul lui. Întrebarea e, o ajuns la 3005 și nu mai o vrut să joace sau? În fine, e ok. A ieșit bine meciul. Și asta, bun. Dacă vreți cumva să intrați în clan, îs 49 din 50. Probabil la un moment dat o să mai iasă cineva sau ceva chestii genul. Ăsta ar fi clanul. Clan chest 10 din 10. Top 10 la clan chest Elder, deci Superman. Adică super, super rapid puteți să faceți chestia asta. Top 10 e lejer să-l faceți. Ia să... A, nu pot să văd cât a avut la clan chest cel mai mult. În fine. Am zis că mi-a dat domnul Okapi invite, deja sunt 12 minute de episod și nu cred că vreți să vă uitați la un episod de vreo 3 săptămâni. Bun. Cam asta a fost. Așa aici? Bă, la rata pe ăsta ești nebun. Hai că-l deschidem așa de final, cum ar fi să dea o legendară tocmai dintr-un ce zine ăsta mega pârlit. Da. Am sperat și eu. Bun, cam asta a fost episodul, fraților. Mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină, salutare!